pereche de brahma formată din cocoș albastru splash și găină neagră. Găina este inelată 2021, la fel și cocoșul de 2021, doar că nu e inelat. Păsări din care am scos niște pui, dar că din anumite cauze mi-au murit. Mai exact, o cloșcă cam agresivă. Fac acest videoclip pentru că vreau să le dau. Deci dacă sunteți interesați și vreți să le achiziționați, nu o să fie foarte lung videoclipul, doar vă explic ce și cum. Dacă vă interesează, vreți să le achiziționați, prețul e de 350 de lei, fără niciun fel de negociere. Mai mult de atât nu am ce să las. Adică arată destul de bine păsările. Defecte așa mare nu prea ar avea. Talie, încălțătură, penaj, colorit, albastru și negru, nu prea sunt niște varietăți de culoare foarte, sunt cam rare la brahma, nu sunt chiar foarte mulți crescători care cresc această culoare, de aceea asta e și una dintre cauzele de care vreau să le dau. Și a doua cauză ar fi că nu mai am timp de ele așa de mult și vreau să renunț la rasa asta definitiv. O să opresc susexul care se vede acolo în spate, sasexul, susexul, fiecare zice cum vrea. Am văzut că unii zic sasex, alții susex, în sfârșit nu asta e important. O să opresc păsările din spate, cele albe de acolo de sasex. Am format o familie, am două puși de anul ăsta oprite. Și brahmele o să le dau, poate o să aduc în viitor ceva rasă tot așa, mai de ornament, încălțate ceva, nu știu, voi vedea. În principiu am un plan să-mi iau italiene, dar rămâne de văzut. Deci, cum spuneam, prețul e de 350 de lei. Sunt din Lazuri, foarte aproape de Târgoviște. Și dacă vreți să luați legătura cu mine pentru a le achiziționa, mă găsiți pe Facebook cu același nume, cum sunt și pe YouTube. Vedeți cât de mari sunt cât o gâscă țărănesc. Deci ca și mărime sunt chiar foarte, foarte evoluate. Dați bibilica pe lângă ele cum arată. Păsările, după părerea mea, chiar arată foarte, foarte bine. Doar cum v-am spus, le dau din lipsă de spațiu. Nu mai am nici timp, nici spațiu pentru ele. Adică decât să le țin într-o boxă de 2 pe 1, prefer să le dau. Mai rău le chinui și nu are rost.